Salut, astăzi vă prezint telefonul Nokia Lumia 625, un telefon cumpărat de la Orange, la un abonament de 12 euro și preț de doar 120 de lei. Telefonul a fost prezentat anul trecut la IFA Berlin și lansat în luna august. Este un model 4G cu procesor dual core și Windows Phone 8.1. Cutia este de la Orange, nu ne interesează. În pachet găsim telefonul și accesoriile, precum încărcător pe USB, un cablu USB, micro USB și o pereche de căști. Telefonul are un procesor dual core Snapdragon, model MSM8930 la 1,2 GHz și un GPU Adreno 305. Are 8 GB memorie internă, 512 MB de RAM, un ecran de 4,7 inch în diagonală cu o rezoluție de 480x800 de pixeli. Suportă carduri micro SD până la 64 de GB. Are cameră de 5 MP pe partea din spate și o cameră VGA pe partea din față. Bateria este o unitate de 2000 de mAh, nu este detașabilă, dar puteți să scoateți capacul și aveți acces la portul micro SIM și slotul micro SD. Trebuie să avem și un difuzor, capacul este din plastic, evident. Pe lateral, în dreapta, avem butoanele de volum, butonul de pornit sau oprit și un buton dedicat pentru cameră. Pe partea stângă nu avem nimic, sus avem jack-ul pentru căști, iar jos portul micro USB. Are 3 butoane capacitive și haideți să pornim și telefonul. Telefonul rulează pentru început Windows 8.0, dar a primit update la 8.1, update pe care l-am și făcut între timp. Încă n-am apucat să văd exact ce face acest update, dar am sesizat imediat o bară de notificări. Nokia Lumia 625 îl puteți găsi la Orange sau în magazine la un preț de aproximativ 800 de lei. Asta a fost tot, la revedere!